Eduard Helvig, sprijinit de Partidul Național Liberal, a fost propus de președintele Klaus Iohannis încă de pe 19 februarie pentru ocuparea funcției de director al Serviciului Român de Informații. Comisia, care are ca atribuții exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI, a dat aviz favorabil propunerii președintelui. După audieri, Eduard Helvig a obținut din partea comisiei 7 voturi pentru și unul împotrivă. Prima zi de lucru a săptămânii a fost dedicată în totalitate plenului reunit al Parlamentului pentru validarea noului șef al SRI. Comisia Parlamentară de Control a Activității Serviciului Român de Informații a avizat favorabil propunerea președintelui României și recomandă plenului celor două camere ale Parlamentului votarea domnului Eduard Raul Helvig pentru funcția de director al Serviciului Român de Informații. Singura intervenție la dezbaterile care au avut loc așa cum prevede procedura a venit din partea unui fost liberal, Călin Popescu Tăricianu. Fără să pună la îndoială susținerea de care se bucură Eduard Helvig din partea tuturor partidelor parlamentare, președintele Senatului și-a exprimat propria opinie. Vreau să punctez foarte clar. Nu pun la îndoială buna intenție a domnului Helvig și nici disponibilitatea pe care o are eventual de a învăța la locul de muncă. Însă, în România, cred că sunt oameni cu experiență cunoscută, certificată, recunoscută pe zona de securitate națională și în privința cărora nu există niciun fel de semn de întrebare cu privire la posibilitatea de a-și îndeplini cu succes un mandat de director al SRI. După părerea mea, domnul Helvig nu face parte din această categorie. Votul a fost unul pe măsura importanței funcției. În favoarea lui Eduard Helvig, ca șef al SRI, au votat 498 de senatori și deputați, înregistrându-se numai 15 voturi împotrivă. Discursul pregătit de noul șef al Serviciului Român de Informații a venit imediat după depunerea jurământului. În viziunea mea, prioritatea serviciului în perioada următoare trebuie să fie consolidarea performanței, atât în cadrul eforturilor interne pentru întărirea statului de drept, cât și într-un context geostrategic tensionat. Drept urmare, consider esențiale două coordonate de acțiuni, combaterea corupției și dezvoltarea capacității de apărare a siguranței naționale. Cu toate că s-au înregistrat progrese majore în ultimii ani, corupția reprezintă în continuare un factor de risc pentru siguranța națională, afectând economia și subminând funcționarea instituțiilor. Când istoria s-ar putea să nu mai aibă vreodată răbdare cu noi, dacă vrem ca România să rămână în picioare, va trebui să avem un stat puternic, clădit pe un parteneriat democratic cu proprii cetățeni și pe pilonii instituționali solizi. În acest sens, îmi doresc aprofundarea cooperării operaționale și a schimbului de informații cu partenerii euroatlantici, în special cu Statele Unite, în contextul escaladării tensiunilor în regiunea noastră și al deciziilor de repivotare militar-strategică a NATO în estul Europei. Stimați colegi, evoluțiile recente ne-au demonstrat cât de importante sunt controlul parlamentar asupra activității serviciilor de informații și colaborarea Serviciului Român de Informații cu Parlamentul și Curtea Constituțională pentru definirea unui cadru legislativ care să răspundă deopotrivă imperativelor democratice și cele de siguranță națională. De aceea vă asigur de întreaga mea disponibilitate de colaborare și de a promova un dialog interinstituțional. Necesitatea întăririi relațiilor strategice cu partenerii euroatlantici în contextul evoluțiilor din regiune a fost un alt punct important prezentat de către noul șef al SRI. Eduard Helvig i-a asigurat pe senatori și pe deputați de disponibilitatea pe care o are pentru o colaborare eficientă și transparentă.